Bună seara și bine ați venit la o nouă ediție a Cafenelei Complexității. Le spunem bună seara și celor care ne urmăresc acum pe internet online. Este o bucurie de a ne putea reîntâlni și ca de fiecare dată încercăm să explicităm scopul acestor întâlniri. Este de a crea o emulație, dacă vreți, cu o tentă foarte pragmatică, să încercăm ca Brașovul să devină promotor în societatea cunoașterii. Din punctul meu de vedere, societatea cunoașterii nu este un most politic, cum poate unii cred, ci o etapă în evoluția umanității. Iar cea de-a patra revoluție tehnico-științifică ne demonstrează treaba respectivă. S-au schimbat așa de multe încât e necesar să existe nu numai de sus în jos de la minister o direcție de coerciție, ci și societatea să înceapă să se miște pentru a crea mediul în care eventual tineretul și noi, de ce nu, să ne dezvoltăm. De asemenea, cafeneaua fiind un loc intim în care ne putem întâlni informal, de aceea am ales titlul Cafenea și de aceea am ales titlul Complexității, pentru că, din păcate, este o etichetă pusă pe un, hai să zicem, pe un set de concepte și noțiuni foarte sofisticate, destul de abstracte, care s-au finalizat de mulți ani și, din păcate, au căpătat eticheta asta complexitate, pe care toată lumea are senzația că o cunoaște, că știe despre ce e vorba și o confundă cu complicatul. Deci Cafeneaua Complexității își dorește să fie cumva o expunere a unor teme mai deosebite, care să catalizeze, dacă vreți, forțele creative ale zonei, pe ideea respectivă că înțelegerea aceasta a complexității înseamnă, de fapt, rezolvarea unui puzzle a unor elemente diferite din artă și știință împreună și la un moment dat când l-a integrat apare și imaginea de pe pază. De aceea mi-a plăcut expresia aceasta și dacă vreți să știți, această expresie a fost pusă în 1916. Deci totuși în 1916 s-a înțeles cuvântul complexitate cam în perioada respectivă, puțin mai târziu, vă aduceți aminte ce am spus vis-a-vis de acest personaj important, Brâncuș, iarăși un exponent marcant al culturii noastre, care spune simplitatea este o complexitate rezolvată. Deci, cu alte cuvinte, esența nu pot transmite. Esența trebuie recompusă în mintea omului. Esența trebuie să-i dau instrumentele elementare din jur și, la un moment dat, mintea face sinteza și, din clipa respectivă, cu un wow și evrica, wow, ăsta putem să-l scoatem din vocabular, în evrica, la un moment dat îmi dau seama și am înțeles. În acest context, vă aduceți aminte că spuneam că știința complexității este, de fapt, integrarea acestei rețele semantice. Fiecare punct de acolo este o disciplină. Teoria haosului, sinergetică, teoria catastrofelor, teoria bifurcațiilor, fizică fractală și așa mai departe. Toate la un loc de care le-am amintit la un moment dat, sunt instrumente care, când se percep ca sens, formează o altă viziune cu care operez într-o realitate mult mai dinamică și devine mai predictibilă, mai stabilă realitatea în jur. Am o altă șansă. Astăzi, având în vedere subiectul că ne vom duce către formă, către rolul formei în viața noastră, arhitectura fiind una dintre lucrurile principale și metabolismul urban fiind tema centrală a acestei seri, am zis să aduc câteva cuvinte vis-a-vis de ce înseamnă geometria fractală ca noțiuni generale, măcar o primă trecere în revistă a ce se ascunde în spatele geometriei fractale. Ideea respectivă am luat-o ca simbol de la mărul lui Newton la mărul lui Mandelbrot. În fond, acesta seamănă cu un măr. Și de aceea, într-un fel sau altul, diferența majoră este că mărul este bine delimitat, are o graniță foarte netă, pe când granița de aici este o graniță specială, numită fractală, și se apare greu lucrurile între ele. Aici era simplu să gândim. Izolam problema, o analizam dintr-o perspectivă și aveam o disciplină, atrageam o concluzie și nu ne interesa că rezultatul nu este favorabil. Eu mi-am făcut datoria, că așa arată disciplina care mă uit la realitate. Când gândesc fractal, înțeleg că contextul și toate relațiile dintre obiectul de studiu și mediul înconjurător sunt suficient de sofisticate și trebuie să înțeleg și să operez cu alte instrumente. Ne uităm în jur. Spuneam că un lucru foarte important este, cum să spun, educația informală. Imaginile din jur. Uitați-vă aici, în spațiul ăsta, în afară de noi, nu e nimic viu. Totul este anorganic. Totul e într-o geometrie euclidiană. Toate au forme, paralelepiped, cilindru, con și combinații dintre ele. Toate sunt nete de... ca să întreținem această lume de artefacte, consumăm extrem de multă energie. Asta este imaginea în infraroșu a planetei, în care arată cât de tare o încălzim. Fiecare punct de aici sunt densitate de căldură date de orașele respective. Deci uitați că avem o plită, că deasupra stă și un capac care este CO2-ul, care ne creează după efectul de seră, dar noi o încălzim cu toată activitatea pe care o generăm. Deci consumăm foarte mult. Când ne uităm însă în natură, la formele naturale, constatăm că sunt cu de cu tot o altă factură. Formele naturale sunt rugoase, sunt neașteptate, cu bifurcații, nu sunt netede, nu sunt frumoase, nu intră într-o geometrie obișnuită, că nu poți să încadrezi corpul ăsta nici într-un cilindru, nici într-un con, decât cu niște aproximații grosolane.
Și atunci a apărut ceea ce ne interesează, că întorcându-ne la natură și starea noastră psihică, starea emoțională, atmosfera este alta, ne simțim mai bine, mai echilibrați, e altă lume. Căci mă bag în natură, când mă bag lângă un picamăr, e o structură, când mă bag lângă foșnetul pădurilor și atmosfera respectivă, e altă atmosferă. Înțelegem de ce și scopul care ar fi să aducem naturalețea înapoi în viața de artefact, astfel încât viața înconjurătoare, de la oraș și până la atmosfera personală, de la îmbrăcăminte și până la casă, să devină organică și nu mecanică, într-o viziune organică. Da? De ce se întâmplă treaba asta? Păi când mă duc în pădure, am capacitatea să explorez și cu partea senzitivă și cu partea rațională. Partea emoțională spune ce frumos e, foșnet, atmosferă, un pic de rugozitatea trunchiului, micile detalii, aroma, sunt multe elemente. Dar când începe să băgăm partea cantitativă, ce se întâmplă? Păi izolez obiectul de studiu, mă focalizez pe el, am înțeles că asta nu știu, e prea complicat, atunci îl simplific printr-o formă geometrică elementară, pot să-l asociez cu un cilindru, pot să-i atașez niște date și găsesc imediat posibilitatea să-i calculez un volum. Dacă îi adaug densitatea, pot să determin o masă. Dacă îi determin mai departe puterea calorică, pot să știu ce cantitate de căldură îmi dă dacă pot să-l ard pe ăsta și totuși transformă în bani. Deci eu mă uit după bani, nu mă uit la pădure. Am pierdut foarte multe lucruri din calitatea pădurii. Nu mă interesează ce structură are pomul, ce poate să-mi spună pomul, cine e pomul ăla, ce entitate, ce reprezintă. Nimeni ne pune problema pentru că noi suntem într-o gândire cantitativă care a generat realitatea înconjurătoare. Întrebarea a fost pusă la un moment dat, nu există o posibilitate să măsor o asemenea dimensiune calitativă adusă cantitativ, adică foșnetul ăla aș putea să-l evoluez cantitativ, sau aroma care mi-o dă, sau emoțiile pe care mi le dă, aș putea să le găsesc cantitativ. Și toată știința asta complexității îmi dă unelte de estimare cantitativă a foarte multor lucruri care de obicei erau abordate calitativ. Mai mult de artă. De aceea, în ultima perioadă, arta și știința, o să vedeți cât de multe conexiuni sunt în momentul de față, pentru că trăirile sunt emoționale, interacțiunea mea cu mediul este emoțională, acolo mă încarc cu probleme și mai găsesc și o formalizare pentru a obiectiva și o transmite în cuvinte. De unde a apărut această problemă să ne întoarcem la detaliile realității pentru a modela realitatea și nu un abstract, un cilindru, un con? Păi a apărut dintr-o poveste a lui Mandelbrot. Și vedeți aici un lucru care merită pentru transmisie părinților pentru copii, că de multe ori dacă fac numai ce le place, nu e bine. Mandelbrot, copil fiind, se ducea în vacanță la bunic. Bunicul era unul din matematicienii mari ai Austriei și bineînțeles că ce putea să facă bunicul cu el când vine matematică și încă n-aia dare, geometrie. Și copilul se juca afară, vedea că ceilalți copii se joacă afară și el stătea să facă matematică și la un moment dat, i-a spus, foarte revoltat copilul, a spus, dar la ce trebuie mie matematica asta? Ce, bineînțeles, sfatul este standard. Poți să vezi că nu o să fii mare. Bineînțeles că n-a avut răbdare să fie mare și la un moment dat s-a uitat așa pe geam și a avut o revelație. Deci vârsta în care poți să ai o revelație poate să fie foarte mică. Noi trebuie să facem un prilej ca aceste revelații să fie la vârstă cât mai mică. Și ce spune băiatul? Unchiule, pe eu mă uit afară și văd nori. Nu văd nicio sferă, nici un con. Eu mă uit afară și bă, pomi cu bifurcați. Nu văd... Ce matematică asta, ce folosește dacă tu nu, dacă tu aproximezi, dacă tu te uiți la natură cu asemenea instrument? Și i-a spus bunicul, și o să mă fac, când o să mă fac mare, o să fac o matematică a naturii. Și a făcut matematica fractală. Deci el a generat o matematică a realității înconjurătoare și o să vă arăt numai principiul care este. Acesta este prima lui carte, care are un alt limbaj și o altă formalizare. Asta e cartea care am tradus-o prin 98. Am generat la Nemira colecția asta Știința Complexității, crezând că de aici încolo o să facem și o literatură în română pentru a fixa noțiuni. N-am reușit decât două cărți, le-am tradus, după aceea m-am lăsat pe căpaș că mai bine scriu cărți decât să le traduc. Și nu s-a generat un grup de lucru, astfel încât să avem și în română tot vocabularul respectiv. Da? Hai să dau cuvinte să vă arăt care este marea schimbare de gândire. Imaginați-vă că am un Xerox, și am o poză pe care o pun pe Xerox și Xeroxul poate să facă o rescalare, o modificare de dimensiune, îi schimbă scara, micșorează. Și acum, în mod normal, am obținut poza, dar nu fac altceva decât am acea poză, gata. Însă acum vine problema, repetiția, recurența, o metodă simplă prin repetiție generează lucruri extraordinare. Iau poza de acolo și o pun din nou pe Xerox și mai fac o copie. Și o să fie o imagine micșorată din nou. Și micșorată din nou, deci cu alte cuvinte ce fac? Dacă fac asta de număr suficient de mare de ori, degenerez poza într-un punct. Am făcut un șir de imagini convergente într-un punct. Nimic deosebit. Dar dacă fac următoarea situație, și
Aici vine momentul de geniu, simplu de tot, cu implicații enorme. Ia, fac o dată, fac mai multe elemente de proiecție, adică pe lângă micșorare, fac și o translație și o multiplicare a imaginii respective de la prima la aceeași copie. Deci dacă pun aici imaginea, vor ieși 3 copii micșorate. Dacă o pun pe asta, voi obține 9 puncte așezate corespunzător. Și așa mai departe. Deci imaginea se micșorează într-un punct, e adevărat, dar punctele se așează între ele multiplicându-se, făcând o structură. Întrebarea este, putem să ne imaginăm cum arată structura după un număr de 5 iterații? Și vom vedea că mintea nu e pregătită să vadă elemente multiplicative, elemente care se dezvoltă cu viteză foarte mare. Ea este aditivă, complicată. Da? Ia uitați-vă. Am un dreptunghi, asta e imaginea cu 3 dreptunghiuri, acum asta e imaginea unitară și am 3 echivalente. Acum asta e unitatea și am 3 echivalente. După numai 6 iterații apare structura asta. Deci, cu alte cuvinte, nu contează ce imagine pun, poate să fie un text, poate să fie poza mea, eu mă decalibrez și devin structură. Ca să țin în memorie structura asta, avem nevoie de multe date și ca să o descriu matematic, era o poveste așa, este extra de simplă. Este o repetiție recursivă la o translație, o rotație și o rescalare. Deci cu 7 coeficienți, repetând, am făcut orice structură. Deci, cu alte cuvinte, dacă mai induc și niște transformări mai neliniare, proiectez poza într-o anumită formă, la limită obțin asta. Deci, pe aceeași proces. Deci, am schimbat numai 7 cifre și am făcut alt obiect cu alte proprietăți. Am făcut alt obiect cu alte proprietăți. Bineînțeles că matematica a evoluat și acum pot să vedeți în realitate și toate filmele care le vedeți în momentul de față, în filmele astea science fiction, cum Avatar și mai departe, așa sunt generate, nu se depictează cineva. Am generat natura. Deci ce face știința complexității? Creează metode de a genera natura, nu de a face niște relații cauzale printr-o anumită lege între cauză și efect să determin invarianți în comportament, ci încerc să generez obiectul și determin proprietățile corespunzătoare. Uitați-vă un exemplu concret. Am posibilitatea să modific unghiul. Am un buton și modific unghiul. Calculatorul face așa de simplu. După care am posibilitatea să rescalez proporția între latura mare și latura mică. Deci, cu alte cuvinte, aduc în zona asta și fixez o zonă, după care am butonul să repet pe fiecare segment aceeași proporție, același desen. Da? Deci nu fac altceva decât pe fiecare segment reproduc la aceeași scară desenul cu două bifurcații. Și acum încerc să mă joc cu butoanele. Și în funcție de rapoartele pe care le generez, încep să apară structuri care unele sunt foarte reale, adică sunt chiar cele care le văd în conjurător. Coeficienții care generează structura respectivă, de fapt, sunt ca un fel de genă, dacă vreți, băgat într-un principiu, care este un principiu generator. Și când am făcut obiectul ăsta, pot să-i determin proprietăți electrice, mecanice, pentru că am un plământ sau am o rocă sau am o structură. Toată problema la geometrie a fost să generez obiectul, ca după aceea găsesc proprietăți. Da? Realitatea e așa, rugoasă. Natura a făcut așa. De ce a făcut natura așa? Și atunci, foarte pe scurt, și cu asta închei, câteva aplicații, ca să vedeți că n-a rămas la un desen frumos, căruia atașești o matematică în spate. Aplicații. De exemplu, acesta se numește triunghiul, carpetul lui Sierpinski, adică am un covorul lui Sierpinski, am un pătrat, îi scot un pătrat din mijloc și repet asta pe fiecare pătrat care a rămas. Și ajunge la limită zona asta. Această structură a fost testată, dacă am făcut-o electric, și a devenit antenă. Este antena din telefoanele celulare, antene fractale. Rezultatele sunt spectaculoase, pentru că nu mai am nevoie de lambda pe patul, tija aia care o scoteam din telefon ca să am antena în rezonanță cu lungimea de undă, ci se compactează și am rezonanță și se determină o altă tip de rezonanță, rezonanță fractală, dacă vreți, și de aici încolo o altă matematică a ecuațiilor Maxwell, adică implicațiile sunt profunde. Am văzut că antena contează și acum a început să studieze lumea de antenele de la diferite insecte. Și nu numai că le studiază ca structură, ca formă, ci studiază fizică. Aici aveți electronică în care elementul sensibil este antena unui fluture. Și încep să văd ce înseamnă, cum codifică realitatea înconjurătoare ca să încep să extrag limbaje, să încep să înțeleg care e limbajul naturii, nu limbajul omului, ci limbajul omului cu logosul, dacă vreți, ceea ce e cu totul altceva. Aveți deja bateriile, în loc de baterii pentru mașinile astea electrice, Tesla și mai departe, nu mai sunt numai baterii, ci sunt condensatori de putere foarte mare, farazi, și care sunt făcute pe ceea ce se numește suprafață fractală. Deci e altă formă de a considera electrotehnica, care dacă n-ai auzit de fractal, nici nu știi cum să pornești în discuție.
După aceea, având instrumente de generare și măsurare a suprafețelor, rugozitate și așa mai departe, s-au creat niște proprietăți până în care a venit produs în sensul în care am un spray special cu care dau pe suprafață, suprafața devine, cum să spun, hidrofobă. Nu o mai atinge nicio... dau cu apă pe ea și fuge apa, cum ați văzut acolo, nu știu de ce merge așa de încet filmulețul. Trecem peste acest codec, care probabil că asta este problema. Sunt mai multe aplicații, o să le pun pe internet, aplicații foarte multe, concrete, ale suprafețelor. Deci, modulăm suprafața. Aveți aici unul dintre cei mai citați români, Adrian Bejan, care a scris, a înțeles de ce natura folosește structuri de genul ăsta, de ce natura construiește fractal și a făcut ce se numește fizica constructală, o dată termodinamică, altă... Aplicațiile sunt neașteptate de mari, cu discipline noi. Alometria este dita mai cursul de alometrie, dată de ce am proporția asta și de ce numărul de bătăi de inimă ale unui purece are aceeași număr de bătăi de inimă cu a unui elefant, doar că timpul, între ghilimele, sau durata între două bătăi se măsoară altfel. Închei cu ceea ce ne interesează acum, cu care am început experiențele în Brașov. Rădăcina este o structură fractală. Rădăcina pomului este o structură extrem de interesantă, am modelat-o cu diferite forme, am început să facem studii de genul ăsta și ne punem problema, mai ales că sunt experiențe foarte interesante în care pur și simplu le regăsiți în avatar ca ideea respectivă, pădurea ca senzor, pădurea aceea magică în care se face legătura cu universul, cu spiritualitatea, vă aduceți aminte de filmul Avatar, dar de fapt nu este o joacă, pentru că în pădurile, noi facem asta de vreo 20 de ani la Academia Română, în Catedra UNESCO, care am fondat-o la Academia Română, dar în principiu acum noi eram niște avangardiști, ne jucam de codificarea gândirii universale cu pomul care îți vorbește, păream niște ciudați. Acum, în pădările principale, special în Australia, sunt senzori de genul ăsta, se măsoară diferența de potențial ca la un encefalograf și semnalul respectiv este senzor, se decodifică informație pentru semnalizarea incendiilor, pădurea știe când este în pericol, sau pentru cutremure. Se constată că reușește să aibă predicție cam cu 40 de minute înainte de un cutremur planta. Cum? Trebuie să vedem. Adică la predeluț unde m-am mutat, am deja în pom fel de fel de aparate, măsurăm, facem discuții, data mining pe datele respective, discutăm și ne vine idei și pe chestia asta băgată în mintea unor tineri care au experiență, știu să lucreze pe internet ușor, au informatica la degetul mic, împreună cu noi care îi mai catalizăm, putem face o dezvoltare interesantă. Bineînțeles că aceasta se poate băga nu numai pe imagini fizice și pe grafice și pot să fac analiză fractală la seriile de date din piață, de exemplu, și sunt importante pentru predicțiile în social și așa mai departe. Deci, în concluzie, fractalul este o figură geometrică, fragmentată sau frântă, care poate fi divizată în părți și partea seamănă cu întregul, deci autosimilaritate. Deci, ce e geometria fractală? Se ocupă cu studiul obiectelor de acest gen. Așa cum geometria se ocupă cu studiul figurilor geometrice clasice, deci nu e mare lucru. Ce înseamnă fractal? Este un obiect geometric care este, are o structură fină, adică eu pot să mă uit aici și dacă iau bucată de aici, constat că are detalii, mai de detalii, asta e detaliul de ce îl măresc, deci are mai multe scări și are detalii de multe zone, este prea regulat ca să-l bag în statistică sau să-l bag într-o geometrie euclidiană, seamănă întregul cu partea, se definește printr-o descriere recursivă și mai complicat, și cu asta închei, imaginați-vă că acest obiect care se generează așa, asta e prima iterație, asta e a doua, a treia, obiectul fractal este la nesfârșit de fragmentări de acest gen, el e consistent și are densitate la dimensiunea fractală care este 1 la puterea 1,26. Deci lungimea lui este metru la puterea 1,26. Ai așa un moment de șoc, adică stai puțin, metru sau metru pătrat? Păi nu-i nici linie, nu-i nici suprafață. Este ceva între cele două, unde entitatea lui de consistență este la 1,26. Deci, automat, numai spațiul euclidean este un fel de spațiu al minții noastre, care vede 2D, 3D, dar obiectele reale sunt scufundate în spații undeva între ele. Și când încep să gândesc alte proprietăți, alte probleme, și de aici încolo se poate băga în medicină, în tehnică, în electronică, în mecanică, în tot ce vezi noastră. Adică se pot băga inclusiv în urbanism, inclusiv în modul în care vedem structura orașului, în care vedem structura casei, în structura hainei, în structuri. Pentru că ne uităm altfel la forme. Această, să zicem, mică paranteză care a vrut să sugereze importanța unuia din unelte numită geometrie fractală, este o bucățică din ceea ce prietena noastră și de tradiție prietena celălalt la Crăciun a
fost, a făcut capacitatea să o, nu numai să o înțeleagă, să metabolizeze, să genereze o carte. Înainte de a începe și de a-i da cuvântul, cartea aceasta pentru mine m-a șocat extrem de tare, pentru că așa o carte n-am găsit, n-am înțeles niciodată. N-am văzut că poate să fie o asemenea carte. Asemenea densitate care înseamnă înțelegerea tuturor elementelor care vi le-am spus în lista aia de acolo de elemente, transpuse într-o disciplină, ceea ce mi s-a părut extraordinar. Am dat cartea asta la mai multe persoane importante de nivel internațional să o evalueze. Și unul dintre personajele importante, dar care ținem foarte mult pentru că este părintele transdisciplinarității, domnul Balsaru Niculescu, s-a uitat la carte și a zis s-ar putea să fie prea complicat, prea devreme pentru societatea europeană. Poate dacă în America ți avea o șansă. Dacă un om ca de acest calibru spune treaba asta și noi o avem aici și nu o folosim pe dânsa care vorbea aia, și revoluționat un pic facultatea de urbanism și peisagistică de la arhitectură de la București, înseamnă că vine ea noastră a societății, că n-am valorificat asemenea persoane. Așa că încă o dată mulțumesc că este aici și te rog frumos să preiei de aici încolo ostilitățile și introducerea care am făcut-o va fi cam de fiecare dată cu câte un domeniu. Numai o secundă să schimbăm... Da. Mulțumesc și eu pentru aceste cuvinte extrem de frumoase și... Fără exagerare, oricum este autentic, garantez. Nu știu, cred că sunt mult mai modestă decât spune Florin. Cartea, de fapt, este rezultatul... A ceea ce am crezut că este de fapt un om, pur și simplu. Deci dincolo de specializarea pe care o are și dincolo de cercetările pe care le avem cu toții sau de obiectul direct, să spunem, al profesiei, cred că ar trebui să înțelegem într-un alt fel viața. Și de fapt prezentarea mea este chiar în acest sens, pentru că o să discutăm mai puțin despre geometria fractală, dar ea este cea care a generat într-un anumit fel cercetarea mea. Așezările umane, care înseamnă orașe, sate, conglomerate, aglomerații sau zone metropolitane, înseamnă în primul rând oameni, comunități, dar înseamnă în același timp locuri de muncă, un stil de viață, înseamnă de fapt, în ultimă instanță, tot ce înseamnă viul. Și în acest sens, evident că toți ne punem întrebări, mai devreme sau mai târziu, da? Celebrele întrebări, cine suntem, unde ne ducem, care este rostul nostru, de fapt. Și în sensul acela renascentist de om în centrul tuturor lucrurilor, pentru că probabil știți, în perioada Renașterii se studia universalul și de acolo, de fapt, a pornit și ideea de universitate. Dar universalul studia, de fapt, totul holistic. Specializarea disciplinelor ulterioare nu a condus decât la o îndepărtare către esență, dacă doriți, și la o îndepărtare față de om. În sensul acesta... Și revenim aici la copac, foarte multe popoare și-au, mă rog, pornind de la șamani și de la popoarele vechi arhetipale până în modernitate și în epistemologia științei și-au pus problema aceasta copacului vieții și al cunoașterii. Ce înseamnă copacul vieții? Sunt foarte multe explicații, filozofii, chiar domenii care studiază acest lucru, dar pornind de la primele științe care conturau acest copac al cunoașterii, s-a ajuns de-a lungul timpului la o fragmentare atât de tare a acestor domenii și la o hibridizare a lor, încât ne-am îndepărtat atât de mult de om, suntem de fapt astăzi pe căi paralele. Studiem separat computer science, lingvistica, poezia, arta, știința, fizica cuantică, sau orice alt domeniu. Noi nu ne mai întâlnim. Definirile termenilor sunt atât de diferite încât ajungem să nu ne mai înțelegem chiar dacă suntem specialiști în același domeniu. Și în acest sens, ce vedeți în stânga este de fapt o hartă, dacă vreți, a domeniilor
și a fragmentării lor. Ce s-a pierdut aici? S-a pierdut, de fapt, relația cu omul. Pentru că, de fapt, nu mai avem omul în centrul tuturor lucrurilor și am ajuns să avem așa, în acest sens, științele epistemologic vorbind, practic studiem, fiecare cercetăm, fiecare avem preocupări sau business-uri, dar începem încet, încet să nu ne mai înțelegem. Și atunci, care este calea noastră? Ce se întâmplă astăzi? Cu toții simțim că există niște schimbări, că lumea nu mai este așa cum era odată, că lucrurile trebuie să se schimbe. Și în sensul acesta, poate ar trebui să ne gândim fiecare, indiferent dacă este o afacere sau o cercetare sau domeniul în care activăm, în care ne-am pregătit sau în care nu ne-am pregătit, dar avem o pasiune, să încercăm să ne dăm seama că în afară obiectului cercetării există și a sferei specialității respective, există o sferă a științelor conexe și sfera largă, științifică și filozofică și că de foarte multe ori elemente și teorii care vin din aceste cercuri ne pot ajuta să facem un pas înainte în domeniul de bază. Încă o dată, indiferent dacă este o afacere sau o cercetare, indiferent dacă este o poezie sau un proiect. Există mai multe forme prin care putem cerceta. Da, putem prin interdisciplinaritate, practic ce facem? Transferăm metode dintr-un domeniu în altul. Putem prin pluridisciplinaritate, când studiem un obiect dintr-una și aceeași disciplină prin intermediul mai multor alte discipline, dar în ceea ce privește epistemologia științei, am ajuns la termenul acesta de transdisciplinaritate, este un termen mult mai vechi, s-a discutat despre Basarab Nicolescu și sunt mai mulți cercetători care s-au ocupat de-a lungul timpului, chiar și români, de această temă. Și, practic, transdisciplinaritatea propune să depășim aceste frontiere dintre discipline, pentru că ele, de fapt, nu există. Practic, o unificare între știință, sacru, religie, artă, cultură, da? Toate aceste domenii pot fi integrate. Între științele exacte și științele umaniste, la fel cum și între cunoaștere și ființă în totalitatea sa, ar trebui să existe aceste relaționări. Pentru că ele nu fac, și este demonstrat științific, deci cei care au studiat modul cum anumite persoane sunt atât de creative, indiferent de domeniul de bază, chiar în știință, nu știu, în genetică, în ce doriți dumneavoastră, în computer science, au făcut-o doar pentru că au fost în stare să iasă din acel cerc sau din acea cutie a propriei specialități în alt domeniu. Și au reușit să transforme niște idei din muzică în genetică sau alte idei din arhitectură într-un domeniu tehnic de alt tip. Și atunci, practic, prin transdisciplinaritate, prin fragmentare, recombinare de idei, prin difuzie de concepte, putem fiecare în domeniul de bază să ajungem la alte rezultate. Rezultate pe care de foarte multe ori nici nu le putem preconiza. Sunt mai mulți exponenți ai transdisciplinarității. Ce e important este că prin transdisciplinaritate, practic, urmărim o finalitate de înțelegere a lumii prin unitatea cunoașterii. Ceea ce este o idee veche, nu este o idee nouă, dar este o idee care astăzi, în societatea conștiinței, este probabil o idee de bază pentru a putea merge mai departe. Practic, un tip de gândire holistic, cum am spus noi, de aceea, într-un anumit fel, modest, sper eu, ne gândeam împreună cu grupul de complexitate către o știință a întregului pământ, pentru că până la urmă există și a tot fost căutată de-a lungul timpului această știință. Unii spun spiritualitate, alții în alt fel, dar e foarte important pentru că practic se poate regenera gândirea umană prin această atitudine de tip transdisciplinar. Și atunci, practic, ideea asta cumva de integraționism științific prin care fiecare disciplină sau artă răspunde de către un segment al totalității trebuie integrat într-o altă formă. Și contactele sau legăturile între diferite teorii și diferite paradigme pot conduce la alte rezultate în domeniu și în viața noastră. Există foarte multe metode prin care putem face acest lucru. Eu mi-am propus în cadrul cercetării mele personale
în care, după ce am terminat cercetarea doctorală, mă rog, eu am prins doctorat 6 ani, 8 ani, deci o perioadă mult mai lungă și îmi pare rău că astăzi doctoratul poate în sine s-a demonetizat cumva ca și cercetare din diferite, mă rog, zone, dar eu am pornit de la ideea aceasta de succesiune și de straturi anvelopante între interior-exterior, între micro și macrocosmos. În sensul că, practic, suntem învăluiți în mai multe straturi succesive, de la propria piele biologică, haină, costum, veșmânt, nu e același lucru, până la casă, locuință, adăpost și mergând mai departe până la oraș, planetă și univers. De fapt, toate aceste straturi anvelopante trebuie să îndeplinească aceleași funcții principale, care sunt de protecție, de izolare, respirație, absorție, evaporare, dar și de reglare și comunicare cu mediul extern. Toate sunt la fel de importante, așa cum e ființa noastră interioară, este și orașul, este și locuința. Și evident să sperăm că și planeta, deși uneori ne îndoim de acest lucru. Schimbul acesta interior-exterior, practic, depinde foarte mult de această piele sau epidermă de tip metabolic. Și în cercetarea mea am încercat să fac o analogie între biologie și urbanism. Am încercat să studiez ce se întâmplă în cadrul celulei, care sunt fenomenele interioare și care sunt relaționările cu partea urbanistică, cu loturile. Nu avem timp să detaliem, da? Dar celula are aceste componente principale, membrană, citoplasmă, nucleu și dacă vă uitați, apropo de similitudini, similaritate, unele din imaginile prezentate sunt pattern-uri și imagini de orașe. Altele sunt, practic, secțiuni, secțiune printr-o sămânță. O să observați că există niște pattern-uri, dar nu numai atât, la nivelul fenomenelor și proceselor care se întâmplă în cadrul urbanismului, putem să mergem mai departe legat de această similitudine între organismul biologic și organismul urban, orașul sau sat, mă rog, așezările în general. Există o mică diferență de fenomene interioare. Practic, există anumite membrane, sunt polarizate, au încărcătură, există așa numita trecere. Și aceste elemente care de fac ca procesele interioare unei celule să fie sănătoase. La fel se întâmplă și în urbanism. Există țesuturi de diferite forme. Ce vedeți acolo sunt tipologii biologice și tipologii urbanistice. Dacă vă uitați din punct de vedere a formelor, diferențele nu sunt atât de mari. Dar și procesele interioare urbanistice sunt similare. Fenomenele vieții urbane sunt foarte importante. Deci, dincolo de cadrul fizic al orașului, acolo locuiesc oameni. Există schimburi de emoții, schimburi de informații și toate aceste lucruri, de fapt, conduc către un metabolism urban, care poate fi un metabolism urban sănătos sau cu disfuncții. Ideea mea era aceea de a trata, de fapt, orașul și de a găsi niște metode, eu le-am numit neconvenționale pentru că aparent nu au nicio legătură cu domeniul meu de bază, deci niște metode prin care să pot trata orașul și implicit locuitorii, astfel încât oamenii să fie mai sănătoși și mai fericiți, dacă se poate. Și atunci am încercat să fac această analogie, care însă a fost condusă cumva către tot ce înseamnă partea biologică și genetică, dacă vreți, a unui organism. Există teorii în arhitectură, în urbanism, prin care orașul este asimilat unui mecanism. Eu am vrut să demonstrez că nu este adevărat că, de fapt, un oraș este un organism. Este un organism viu. Pot să am, nu știu, un sistem de circulație extraordinar, pot să am funcțiuni, pot să am tot ce vreau și să nu funcționeze. Pentru că este un loc în care se trăiește. Este un loc care trebuie să fie un adăpost al oamenilor. Înseamnă locuri de muncă, înseamnă economie urbană, sociologie, dar înseamnă și comunitate și emoție. Suntem legați de anumite locuri din oraș, geometria sacră are anumite componente care se leagă cumva de memoria unui loc și de ceea ce numim genius loci. Și toate aceste lucruri, de fapt, sunt paliere diferite ale orașului, care, de fapt, au legătură directă cu foarte multe alte domenii ale vieții,
inclusiv cu, nu știu, partea economică, dacă doriți, cu venitul pe cap de locuitor, dincolo de sănătate și de calitatea vieții. Apropo de exemplele anterioare, vedeți aici dezvoltări similare de nuclei urban și planuri, sunt planuri satelitare. Unele din ele sunt la nivel, aproape că nu vă dați seama care sunt naturale și care nu. Ce vedeți, spre exemplu, în imaginea din dreapta sus este de fapt o deltă. Da? Deci vedeți, la nivel teritorial există aceleași pattern-uri care se regăsesc într-un alt fel. Da? Multe din ele sunt orașe. Aici aveți alte exemple, apropo de țesuturi, există termenul de țesuturi urbane, se folosește. Țesutul urban reprezintă de fapt o zonă dintr-un oraș cu anumite caracteristici și poți prin radiografia acestor țesuturi urbane sau teritoriale să decriptezi inclusiv, dacă vreți, religia oamenilor de acolo. Se poate decripta dacă acel țesut este sănătos sau nu, dacă au existat cangrene, nu știu, prin diferite metode arhitecturale, urbanistice, nu știu, demolări, spre exemplu. Sunt zone în orașe care niciodată nu au fost asimilate de populație. Zona Palatului Parlamentului din București este o asemenea zonă. Oamenii nu prea trec pe acolo, ocolesc zona, poate turiștii doar. Da? E o problemă care se vede și la nivelul structurării orașului, da? Fără să știi istoria locului respectiv. Și mergând mai departe, ce vedeți acolo este o nouă lotizare, o dezvoltare urbană așa cum poate ar trebui să fie făcută. Eu, ce vedeți aici, am încercat să și aplic în proiecte reale, deci nu este doar o filozofie și de fiecare dată am încercat să aduc plus valoare acestor elemente care practic provin din cercetarea respectivă. Bolile acestor țesuturi, de exemplu, aici avem o rețea capilară și sistemul de rețele, griduri și țesuturi la nivel micro sau macro teritorial se leagă și de rețele de circulație, care pot fi decriptate prin aceste tipuri de analize. Aici vă povesteam de aceste pattern-uri, sunt din diferite zone. Pattern-urile acestea au legătură foarte mult cu ceea ce numim peisajul cultural, tot ce înseamnă tradiții, cutume, partea de antropologie a unui loc. Legendele unui loc sunt importante. Ele imprimă și au un adevăr integrat, inclusiv toponimia, dacă vreți, sau, da? Ele trebuie cercetate și sunt unul din, este, practic, această zonă este unul din palierele importante de studiu în urbanism. Deși aparent nu au nicio legătură, dar ele pot conduce inclusiv la o dezvoltare de concept pentru un nou oraș sau pentru dezvoltarea unei zone dintr-un oraș. Aici vedeți, de exemplu, o similitudine într-o dezvoltare urbană și un plămân, pentru că ce vreau să vă spun este că dincolo de partea formală pe care o observăm, morfotipologică, de morfologie, da? Este vorba și de funcționare și de procesele pe care le poți decripta și care pot avea analogii între un organism viu și un oraș, astfel încât, mă rog, orașul să fie mai sănătos. Și eu mi-am definit ce înseamnă metabolism urban, pentru că în domeniul urbanismului există și alte personalități care au studiat partea de metabolism, dar s-au referit foarte mult la un metabolism strict funcțional, dacă doriți. Poate că se aseamănă puțin cu ceea ce numim astăzi smart city, dar există și pericolul ca smart city să conducă către un oraș mecanic și un oraș care nu funcționează ca un organism viu, nu se poate autoregla. În sensul ăsta, eu mi-am definit ideea asta, dincolo de ce înseamnă în mod, mă rog, fenomen ca stare, ca efecte, ce factori de influență sunt, și am demonstrat de fapt că atât la nivel micro, cât și la nivel macro, apropo și de credințele, să zicem, ezoterice despre ceea ce este la nivel mic și la nivel mare, da? Că există de fapt anumite teorii care pot fi integrate în oraș pentru a-și aduce plus valoare în calitatea vieții. Și dincolo de partea de input-uri, output-uri, de materie, energie, informație, foarte important, există și partea de deșeuri, bineînțeles, și toate elementele care practic sunt integrate, dar ele apar și pot conduce și către disfuncții în alte zone de cercetare într-un oraș. Cum sunt, spre exemplu, fondurile financiare, hrana, spațiu,
combustibilul. Deci, vedeți, nu sunt niște elemente, partea financiară. Toate sunt elemente care conlucrează cumva la ideea unui oraș sănătos. Și, de fapt, în ideea asta de transformare perpetuă, de metabolizare a ceea ce înseamnă energie, substanță, dar și informație, da? Pentru că toate orașele, de fapt, sunt într-o continuă dezvoltare. Există, spre exemplu, în mod natural, orașe care se dezvoltă pe anumite axe. De exemplu, Bucureștiul se dezvoltă natural pe sud-est. Cu toate acestea, el natural. Da? Și sunt multe explicații, inclusiv partea de negoți, care întotdeauna a fost către Dunăre, către mare, da? Către zona sud-estică, către vechiul imperiu turcesc și așa mai departe. Dar faptul că o dezvoltăm într-o altă parte, în nord, este o dezvoltare artificială, care produce, de fapt, foarte multe disfuncții în ceea ce înseamnă, de fapt, procesele metabolismului urban și a funcționării orașului respectiv. Aici vedeți și niște exemple, pentru că acest tip de metabolism se poate vizualiza și la nivel de obiect, obiect arhitectural. Poate fi la nivel de cartier și la nivel de macroteritoriu, sau la nivel de ceea ce numim peisaj, pentru că peisajul integrează oamenii, comunitățile, emoțiile respective. Există o teorie care se și aplică, o aplicăm și noi în noua secție aceasta, amenajare și planificare a peisajului, care chiar se cheamă analiză sensibilă a peisajului, în sensul că există, dincolo de ceea ce se spunea aici, dincolo de partea fizică, există elemente care țin de o anumită trăire a unui peisaj și care este un lucru unic și care de foarte multe ori poate fi diferit, trăit între locuitorii de acolo și între cei care vin și văd prima oară. Deci de foarte multe ori locuitorii nu văd aturile peisajului în care trăiesc, pentru că sunt foarte obișnuiți cu el. Înseamnă și peisaj cultural, adică tradiții, obiceiuri, cutume locale, înseamnă ornamentica caselor, cea de pe ei sau de pe costumele tradiționale. Toate acestea, de fapt, sunt niște pattern-uri care aparțin unui loc, care sunt, de fapt, particularități ale unui loc și care pot fi studiate și pot fi integrate inclusiv într-un concept de oraș sau un concept de casă, dacă doriți. Aici vedeți, apropo de distribuția fișierului pe hard disk-uri, da? Ideea asta de germen morfotipologic urbanistic, pentru că toate orașele au un acest germen, sau, dacă vreți, un sâmbure, care, prin repetabilitate, conduce către un anumit tip de distribuție urbanistică, morfotipologică, și care acești sâmburi noi îi pierdem, pentru că construim la alte scări și în alte feluri, care de foarte multe ori sunt rupte de acel loc. Și atunci, chiar dacă construim blocuri înalte, sau, nu știu, locuințe, pentru că sunt terenurile scumpe, trebuie făcut cu respect și într-o formă în care ele să fie integrate în particularitatea acelui loc. Aici vedeți inclusiv germenii aceștia, care, vedeți, sunt foarte diferiți, și germenii aceștia, de fapt, încriptează, dacă vreți, și cultura unui loc, religia lor și un mod de viață. Sunt foarte multe tipologii diferite, mă rog, aici vă arăt nu numai în partea științifică, dar există relaționări și în ceea ce privește partea artistică. Aveți acolo un exemplu de lucrare de artă de tip fractal, mă rog, s-a făcut o analiză a acelei lucrări a lui Pollock. Lucrarea este din 1950 și, practic, s-a demonstrat științific că toate acele puncte și toți acei stropi, dacă doriți, de fapt, pornesc de la niște numere fractale și așa mai departe. Deci, de fapt, este o încriptare a frumosului în artă pe care artistul a simțit-o și la care a ajuns prin alte căi, nu științific. De aceea i-a plăcut mai mult poate decât altele, sau de aceea poate anumiți artiști sunt mai plăcuți sau mai bine vânduți, nu știu. Da? S-a vorbit aici despre foarte multe lucrări de artă care pleacă de la dezvoltările fractale, dar și dezvoltări de orașe sunt, de fapt, zone de dezvoltări, dacă vreți, de tip utopic, care s-au transformat și în realitate și care se pot aplica astăzi și chiar se aplică în diferite zone. Da? Iar este o analogie metabolică, pornind de la o casă, o casă deconstruită, dincolo de faptul că ne place sau nu tipul acesta de arhitectură, da? Se pot genera case pornind de la o ecuație sau pornind de la, nu știu, un strop de sânge, dacă vreți, sau de la o idee filozofică. Da?
Există chiar, mă rog, arhitectura de tip parametric. E, în urma acestei cercetări, eu mi-am făcut un propriu, dacă vreți, o schemă a interrelaționărilor care apar într-un oraș. Și sunt foarte multe elemente care apar aici, care înseamnă și producție, înseamnă deșeuri, înseamnă pseudo-deșeuri, care sunt emoționale, energetice, informaționale, virtuale. Da? Sunt foarte multe dincolo, combustibil, persoane. Persoane este, mă rog, un termen de care eu m-am ferit. El există în metabolismul clasic, ca să zic așa, urbanistic. Dar cu tot ce înseamnă fondurile financiare, sunt elemente importante. Dar ele trebuie integrate în acest sens, în sensul de finalitatea unui organism sănătos. Și atunci am încercat să văd cum pot să tratez orașul prin această patologie de tip urbanistic și în cum pot practic să găsesc dezechilibrele respective și să-mi găsesc un limbaj prin care să-mi pot extrage disfuncționalitățile și practic să ajung la ceea ce se cheamă terapie sau tratament. Și toate aceste metode de a trata orașul am încercat să le aplic din aceste domenii științifice pe care eu le-am numit neconvenționale, pentru că aparent n-au nicio legătură cu domeniul arhitecturii, urbanismului, amenajării teritoriului, peisajului, deci acest domeniu mare. Da? Și în sensul acesta de a găsi noi metode de cercetare, de tip creativ și euristic. Aceste metode creative sunt importante în toate domeniile, deci să nu credeți că doar în domeniile artistice sunt importante, ci și, nu știu, în celelalte domenii, în economie, în știință, sunt extrem de importante, de tip transdisciplinar. Și în sensul epistemologiei științei, eu mi-am făcut un tabel, nu o să reușim să parcurgem tot, dar am încercat să văd din ce științe pot și ce legături pot să fac, de la, nu știu, orașele ideale, apropo de univers mecanic versus univers organic, până la, nu știu, energia materiei sau, mă rog, științe, mă rog, știința cuantică, genius loci, memoria unui loc, da? Sunt din zone diferite de cercetare. Neuroștiințele, foarte importante, genetică, mi-am ales câteva din ele care aparent n-au nicio legătură. Nu am să fac decât să vă prezint câteva și în final o să arăt acele porți de cercetare care sunt deschise pentru integrarea mai multor arte, științe, în sensul acesta holistic de dezvoltare. Spre exemplu, nu știu câți români îl știu pe Ioan Xenakis, am povestit puțin în pauză. Ioan Xenakis este român născut de origine greacă, născut în Brăila, a început studiile de arhitectură, nu le-a terminat, a plecat la Paris, unde a și terminat conservatorul și este recunoscut ca fiind compozitor de muzică clasică modernă. Dar el a lucrat în tot acest timp în biroul lui Le Corbusier, care este recunoscut ca un mare arhitect modernist, și acest român genera forme plecând de la armonii muzicale. Deci, practic, prelua armonii din muzică, pe care le-a transformat în ecuații matematice, în aceste tipuri de grafice și genera acele forme. Trebuie să vă închipuiți că inițial le făcea fără niciun fel de computer. Deci avea această cunoaștere, aceea de a duce muzica într-un alt râm, dacă vreți. Și el era cel care, de fapt, realiza aceste forme pe care Le Corbusier, de fapt, nu făcea decât să le materializeze în obiecte, să le dea materiale, texturi, culori și funcțiuni interioare. Și poate că ar trebui să știm despre el. Eu am aplicat încă de când am terminat, a fost, mă rog, o poveste întreagă, când mi-am dat licența, ce vedeți aici în stânga este o aplicație de muzică în diploma mea, într-o dezvoltare urbanistică, în care altimetria, distanțele dintre construcții, dincolo de regulamentele arhitecturale, au fost generate prin armoniile muzicale, prin tot ceea ce înseamnă ritmuri. Da? În urbanism există această analiză de tip multicriterial, în care sunt criterii diferite de la subsol, la circulații, rețele, funcțiuni, înălțimi, partea sociologică. Da? Deci urbanismul în sine este un domeniu, de fapt, multidisciplinar și transdisciplinar ar trebui să fie, spun eu, pentru că toate aceste elemente se suprapun și din suprapunerea lor poți să vezi exact disfuncțiile orașului. Ei, eu am încercat aici să fac un oraș mai sănătos prin a face un alt tip de dezvoltare urbanistică. Trebuie să închipuiți că toate aceste leere și straturi de studiu
pot fi niște instrumente, ca în muzică. Și dacă ele sunt în armonie, pot forma muzica orașului. Da? Așa, oarecum poetic. Ce vedeți aici? Există, sunt niște pattern-uri făcute de domnul Popa, este un arhitect care a lucrat în această zonă și a creat pattern-uri care, dacă vedeți, sunt foarte asemănătoare și cu muzica sufi sau, mă rog, formele sufite, se chema reoarhitectura. Da? Există aceste forme care se pot integra. Ce înseamnă istoria unui loc? Ce înseamnă memoria unui loc? Genius loci. Toate aceste lucruri au fost alese întâmplător, ele pot genera, de fapt, o cunoaștere a unei așezări care să conducă către un alt fel de dezvoltare? Eu cred că da. Și sunt extrem de importante. Partea de semiotică e foarte importantă în oraș. Ce înseamnă semn, icon, de diferite tipuri, mistic, ideologic, conceptual, sunt diferite forme, da? Pentru că, până la urmă, arhitectura în sine și orașul este și o matrice culturală și are o forță de semnal, de fapt. Și ei se leagă și cu psihologia spațiului construit, care este un alt domeniu în care putem integra, de fapt, cunoașterea omului în conexiunea urbană, de fapt. Geometria sacră, poate că aici ar merita o prezentare separată, pentru că este un domeniu vast, un domeniu interesant și este un domeniu care e demonstrat matematic, de fapt. Ce vedeți aici este, de fapt, un pattern care a fost utilizat în ceea ce înseamnă grădină de tip arhetipal. Da? Un pătrat cu cele două direcții, de obicei erau nord-sud, est-vest, cardo și decumanus la romani, și care era marcat în mijloc, cu o fântână, cu un copac, copacul vieții și al morții. Da? Dar este un pattern care se regăsește în arhitectură în diferite feluri și chiar și în arhitectura modernă sau în instalații. Și aici este, apropo de evoluția acestor forme sacre, de la primele concepte de sămânță, floarea vieții, ouul vieții și așa mai departe, și până la geometrizarea lor, care de fapt are o filozofie și care de fapt este exprimată și în costumele noastre populare sau în ornamentică, dacă vreți, în ornamentica de pe case. Deci, practic, este o cunoaștere încriptată în semne pe care noi ar trebui să o descoperim și să o regăsim într-o altă formă astăzi. Același lucru, da, apropo de formă, structuri și texturi, de legătura cu geometria și geografia sacră, de ceea ce înseamnă geomanție. O parte se cheamă Feng Shui astăzi, dar este total, mă rog, demonetizat termenul. Termenul inițial este această geomanție, care este un model teoretic, este absolut matematic. Am studiat multe școli și cu multe persoane și pot să vă spun că acest tip de busolă de tip geomantic, de fapt, după părerea mea, este un protocomputer, se bazează pe sistemul binar 0-1, da? I Ching, I Ching și pe toată cunoașterea aceea, pe cartea transformărilor și pe găsirea anumitor locuri favorabile. Ce interesant este că, de fapt, din geomanție, o parte se învață în Universitatea de Arhitectură. Nu este nimic neconvențional. Cum să amplasezi un oraș, de ce? Pentru că există și niște lucruri care sunt fizice și care sunt în sensul acela de adăpost și de protecție a unui loc sau de apărare, da? De apărare și față de, mă rog, ce înseamnă elemente climatice, efectele climei, vânturi dominante și așa mai departe. Deci toate aceste elemente, de fapt, nu sunt neconvenționale. Ele însă pot genera, de fapt, un alt tip de cunoaștere a unei străzi, a unui oraș, a unei case, în sensul acesta de practica de proiectare în sine și de tot ce înseamnă siluete, texturi, orientări, cromatică, lumină. Am încercat să preiau din acupunctură o metodă, i-am spus litopunctură, în sensul de a găsi anumite elemente în oraș prin calcule, astfel încât să putem să facem un oraș mai sănătos. Nu înseamnă neapărat că în locul respectiv trebuie să fie o construcție înaltă, poate să fie un element artistic sau poate să fie un gol, poate să fie o apă sau pur și simplu un loc de memorie al zonei respective. Da? Și sunt chiar grădini făcute uneori sau exemple. Ce vedeți aici este arhitectura așa numită biotică, arhinod. Sunt cei care au plecat de la ideea de a face o casă vie, care să crească odată cu tine și care au și reușit să facă câteva case de tipul acesta. Sunt case vii, dar sunt extrem de interesante, au cele mai noi tehnologii,
dar sunt făcute cu respect și pentru omul respectiv și pentru natura din care provenim până la urmă, da? Și apropo de complexitate, de la ceea ce înseamnă obiect de arhitectură, scară mică, scară mare, amenajarea teritoriului. Din fizică am încercat să preiau și nu avem timp acum, dar sunt anumite teorii care pot fi aplicate în cadrul orașului. Inclusiv din fizica cuantică există o teorie a vacuolelor orașelor, a spațiilor interstițiale. Se spune că elementele sunt importante, dar ceea ce se întâmplă între elementele pot fi străzile, pot fi casele, construcțiile, cartierele. Însă acel spațiu interstițial e foarte important, spațiu comunitar, ceea ce se întâmplă în jurul lor. Da? Spațiile de acest tip, de fapt, sunt spațiile, de fapt, metabolice cu adevărat. Ortofizica, aș spune, deși nu avem foarte mult timp, poate fi o prezentare separată apropo de ortoexistență, ortomaterie și informaterie, da? Mihai Drăgănescu, practic, procesul ăsta de interacțiune între un subiect viu și infomateria din ortoexistență, care, de fapt, conduce la acele studii legate de cogniție și de proprietăți ale psihicului uman, pentru că noi relaționăm în acest sens cu spațiul înconjurător. Apropo și de psihologia spațiului construit, sistemele vii sunt organisme cu conștiință și orașul este, de fapt, un sistem în continuă metabolizare. Se comportă identic cu un oraș, cu un organism viu, de fapt, da? Există legături și cu partea tot ce înseamnă computer science, apropo de structură bit, de câmpuri bit, care reprezintă astăzi chiar o nouă substructură a orașului, apropo de smart city și de tot ce se întâmplă, de managerierea diversității unui oraș, de ceea ce înseamnă identitate urbană sau dezintegrare de teritorii. Sunt termene de specialitate, vreau doar să vi le amintesc și să înțelegeți că există această legătură holistică și, în final, nu vreau decât să trecem prin câteva paliere posibile de studiu, pentru că ideea întâlnirilor noastre era și aceea de a provoca diferiți parteneri, de a ne aduna și de a genera, de fapt, un alt tip de cercetări sau de proiecte care, de fapt, sunt extrem de necesare, considerăm astăzi, pentru că sunt, cred, cele mai importante în trecerea aceasta către societatea conștiinței. Avem aici, apropo de structuri și de sisteme, da? Modelare, tot ce înseamnă diagrame, reprezentări schematice, cuantificări, caracteristici, indicatori, care fără computer science nu pot fi realizate. Și logica de tip abstract, scară de complexitate și modelare matematică, puncte, localizări, suprafețe, linii, legături, relații, deci toate acestea ce vedeți aici sunt toate proiecte care au plecat de la tipul acesta de modelări în sensul de organic. Ce înseamnă descentralizare, articulare, grile informaționale, unități de spațiu urban, da? Scenarii de analiză predictivă care pot fi utilizate în economie, în management. Da? Partea legată de mobilitate și transport, care poate fi studiată în alt fel și care poate conduce către dezvoltarea, practic de rezolvarea unor probleme care nu se leagă de ceea ce vedem uneori, pentru că traseele oamenilor sunt uneori haotice sau sunt aleatorii și nu ne spun foarte multe lucruri, numai sistemele de circulații luate și analizate în întreg. Da? Vorbeam la un moment dat de Smart City și spuneam că trebuie să formăm acei smart people în Smart City. Și atunci, probabil că tinerii ar trebui să se îndrepte către un alt tip de... Aș găsi, poate, să spunem, o zonă pentru o profesie viitoare și probabil că părinții ar trebui să-i susțină în acest sens. Mobilitate și transport, ceea ce spuneam aici... alte tipuri de tipologii și partea de tot ce înseamnă reconstrucția unui oraș, de restaurare, da? Metabolismul infrastructurii ca structură, deci infrastructura poate deveni o osatură a unui oraș sănătos și poate fi și pe verticală, nu numai pe orizontală. Mobilitate umană și traiectorii, da? Tot ce înseamnă informații codate, construcții care au valori și filozofice, politice, de multe ori culturale, sau, nu știu, rețele tehnico-edilitare, hărți complexe de diferite tipuri. Aici vedeți spectrul radio, spre exemplu. Există niște pattern-uri care pot fi aplicate și în oraș. Da?
Ideogramele, o întreagă poveste apropo de semiotică, semantică și de tot ce înseamnă ideograme, de acest germen morfotipologic care pot genera, de fapt, forme arhitecturale, urbanistice sau de teritoriu, de amenajare de teritoriu. Există și smart teritoriu astăzi, în ideea asta. Legătura cu computer science, cu GIS, cu tot felul de elemente care implică, nu știu, de la emergență, distribuție, finalități de diferite feluri, oportunități, noduri structurate, nestructurate, sunt alte tipuri de metode, de fapt, de a studia orașul și sunt toate de tip holistic, la granițe între mai multe, de fapt, specialități, în sensul acesta de a integra un oraș într-un organism sănătos care poate să fie mai mare, da? Pot fi și aglomerații urbane sau zone metropolitane. Sunt, și putem să vizualizăm anumite procese care se întâmplă în cadrul unui oraș, de exemplu, veniturile, clusterii de activități, migrațiile, toate sunt probleme ale orașului și problemele noastre care, de fapt, pot fi identificate și au legătură într-un fel sau altul cu sănătatea urbană. Uitați-vă, inclusiv aici aveți o hartă a standardului venitului, mă rog, standardul venitul cap pe cap de locuitor, practic, și indicatorii de calitate a vieții, care spun foarte mult. Eu am aplicat pe București, ce vedeți aici, nu am avut toate datele ca să pot aplica absolut tot, pentru că de foarte multe ori datele statistice nu sunt pe subzone, astfel încât eu să pot să integrez aceste date statistice pe zone mai mici și să pot să fac corelare directă cu arhitectura, relații sociale, da? Link-uri și conexiuni de comunicare. Vedeți aici, sau hărți topologice, rețele net, de foarte multe ori aceste rețele schimbă fața unui oraș. N-are nicio legătură cu centrul orașului sau cu, da, tot ce înseamnă schimburile aceste informaționale. Dar este un pattern care, prin suprapunere cu orașul de bază, poate conduce către un alt tip de rezultat. Și sunt, fiecare din ele, practic, sunt paliere posibile de cercetare viitoare între diferite specialități. Și cred că, în final, ne aflăm cu siguranță și am făcut pasul, probabil, către această societate a conștiinței și că ar trebui, întorcându-ne la celebrele întrebări, cine suntem, unde ne ducem și care este, de fapt, sensul nostru aici, acum, ar trebui să ne întrebăm dacă astăzi, acum, nu putem să transformăm ceea ce facem și să gândim un alt mod, de fapt, de a integra profesia noastră, chiar dacă suntem o mică rotiță într-un mecanism amplu. Chiar dacă avem doar o mică afacere, putem să generăm un alt tip de cunoaștere, de fapt. Vă mulțumesc! Și eu îi mulțumesc pentru sinteza pe care a reușit să o facă. Stăteam și mă întrebam, având în vedere că știam volumul de informație, cum va putea face față să se prezinte concentrat în 3/4 de oră, dar consider, cel puțin văzând din spate, este un subiect suficient de dens, în același timp suficient de inteligibil pentru a ne stimula și a medita asupra ideii de a putea crea un fel de grup, de minte colectivă, dacă vreți, un fel de creier colectiv prin faptul că trăind împreună într-o mai mult timp, ne formăm niște sinapse noi ca să putem decodifica fiecare aducându-și contribuția pe nivelul lui de competență pentru a repune întrebările la o altă scară. Cam asta ar fi, să zicem, sensul întâlnirilor de aici și reiterez că vom încheia partea întâi, cea care se transmite și pe internet, și reiterez ideea că scopul principal al întâlnirilor nu este doar de a insufla informații, pentru că asta o putem face în alt mod. Ci dacă vă uitați în stânga și în dreapta dumneavoastră, chiar dacă nu vă cunoașteți, faptul că ați venit aici totuși într-un mediu care nu ofertează cine știe ce poziții sau cine știe ce deschide, ci o dorință sinceră de colaborare, înseamnă că dumneavoastră ați putea să duceți această întâlnire și în afara spațiului de aici. Să vă întâlniți separat până când se creează microgrupurile care se atașeze la câte o temă. Noi, din păcate, eu am lucrat destul de mult în diferite fațete și la Academia Română și la diferite institute de cercetări în București și constatam că se creează un fel de inversiune. Întâi căutăm cine finanțează, ce finanțează,
care este caietul de sarcini în finanțare, îmi deformez ideea mea ca să umplu, să-mi obțin banii și după aceea văd că am cu cine lucra. Că de fapt cei cu care lucram oricum pleacă și rămân eu generatorul să duc și povara respectivă a proiectului și de cele mai multe ori nu are conținut până la urmă, pentru că oricât de deștept ar fi un om, nu poate să susțină singur un proiect de genul ăsta finanțat internațional. Și atunci, de fapt, problema ar trebui făcută invers. Să există niște teme, temele plutesc în aer. Dacă mergeți pe internet, găsiți sute de mii de teme care sunt foarte importante cu aplicație imediată. Întrebarea, avem niște oameni capabili să se adune și să stea așa ca la un meci de tenis, de fotbal, de ceva, împreună pe tema respectivă? Dacă îi avem, sigur că simt finanțare, sunt convins, am verificat asta. Dar invers nu. Deci scopul nu-i ținta banii, cum ați văzut la exemplu final, că atunci aducem către cantitate, ci scopul este chiar vrem să facem ceva. Și cred că un oraș, și a fost folosit un termen important aici, societatea conștiinței, este titlul unei cărți fundamentale, scrise, ultima carte scrisă de Mihai Drăgănescu. Mihai Drăgănescu a fost președintele Academiei Române, a pus bazele electronicii în România, este un personaj, cel puțin ar fi trebuit să fie curios. Noica spunea de el, când a citit Noica prima dată ortofizică, a zis, vom citi despre Drăgănescu ca despre Newton peste niște ani. S-ar putea să nu știm că există, pentru că noi nu-l cităm. De-abia acum îl descoperă și străinătatea. Dar, în principiu, noi neștiinii nu-l promovăm. Și atunci, această formă de... Ultima lui carte a fost așa numită Societatea Conștiinței. Deci, noi nici n-am materializat societatea cunoașterii, dar deja vorbim societatea conștiinței și pentru un om obișnuit prins de zi cu zi, pare o utopie. Stai puțin, domnule, mai ieși cu conștiința. Mai ales că aura semantică a cuvântului conștiință e denaturată de alte povești. Nu, societatea conștiinței înseamnă ca și știința. Știința nu înseamnă decât capacitatea de a ști. Nu înseamnă o poziție academică a cuiva, nu știu ce ierarhie. Știința este o nevoie a fiecărui om dintre noi în societatea modernă. Deci, metabolizarea științei ar fi societatea cunoașterii. Iar sensul profund al realității traduse mental este creșterea nivelului de conștiință, societatea conștiinței. Noi am putea pune în România, datorită acestui ghid, carte, am putea pune bazele seminței pentru societatea conștiinței. Și atunci închei cu vorbele lui Anton Dumitriu, o altă personalitate mare, mare matematician și logician. Anton Dumitriu spunea, românului nu-i lipsește idealul, mărimea lui e problema. Deci dacă nu ridicăm nivel la o problemă în care să ne propunem, hai să facem din Brașov sămânța pentru societatea conștiinței. Dar ce e societatea conștiinței? Păi să încercăm, să vedem. Ce instrument am nevoie? Păi facem, de-aia suntem atâți aici, fiecare are o disponibilitate, fiecare are o capacitate de influență într-o anumită zonă și împreună am putea să creăm întâi, nu repede, cum să facem, că nu trebuie să transpunem mâine nimic. Dar trebuie să începem să gândim, să adunăm informația, să ne dăm oameni, să începem să trăim puțin împreună și fazarea asta emoțională ne va da o unitate care va găsi soluția. Așa că mulțumim celor care ne-au urmărit până acum, sperăm că nu v-ați plictisit, sperăm că s-a văzut bine, mulțumim încă o dată, cum să spun, celor două entități care ne sprijină în momentul de față, este vorba de Cubix, acest hotel minunat în care suntem și care ne oferă sprijinul prin sponsorizarea respectivă și, de asemenea, firmei Lynchman, care, de asemenea, ne ajută în desfășurarea acestor activități și sunt convins că, deci, încolo vor fi și alți parteneri care ne vor ajuta astfel încât această idee, care deja data trecută, scurios acum, data trecută am avut 2200 de oameni care au urmărit online. Ce a fost primul eveniment. Sper că după 20 de evenimente de genul ăsta, Brașovul să radieze la nivel global. Pentru că România, pentru mine, nu mai este un loc în spațiu, ci este la nivel global undeva o atitudine, o cultură. Sunt atâția oameni în diasporă care au acces la internet și n-au pot auzi acum. Deci avem o scară mai mare decât să ne sprijinim în zona asta, prin această interacțiune de internet. Așa că, încă o dată, vă mulțumim că ne-ați urmărit și rămâne să ne vedem peste 2 săptămâni cu o altă temă la fel de interesantă, și anume de la oraș la IE, construcția IE-i, semantica IE-i, modul în care înainte ne proiectam veșmântul, ne proiectam viața, de fapt, nu haina să o cumpărăm cu etichetă pe față. Aveam alte atitudini. Mulțumim încă o dată și să ne auzim cu bine peste 2 săptămâni.